Multe dispozitive au nevoie de o răcire forțată cu aer atunci când lucrează intens, dar nu au nevoie neapărat de ventilatoare să funcționeze continuu atunci când sunt în condiții de sarcină ușoară. Acestea pot fi, de exemplu, surse de alimentare de putere mare sau amplificatoare audio, controlere de viteza motorului, aproape orice se încălzește sub sarcină. Chiar și dispozitivele pentru care răcirea pasivă prin convecție este adecvată își pot prelungi durata de viață dacă sunt echipate cu ventilatoare care pornesc odată ce lucrurile încep să se încălzească. Aceste ventilatoare ar putea avea nevoie să funcționeze doar în timpul verii, atunci când temperaturile ambientale sunt mai ridicate. În mod ideal, ventilatoarele se opresc sau se învârt încet atunci când este necesară doar puțină răcire, pentru a preveni deranjarea zgomotului constant al ventilatorului și, bineînțeles, colectarea prahului. O metodă simplă de a comanda un ventilator de răcire este să aveți un termostat prins pe radiator care pornește ventilatorul ori de câte ori temperatura depășește un anumit prag. Dar atunci când sunt pornite ventilatoarele sau ventilatorul, acestea funcționează la viteza maximă și fac zgomot destul de mare. Acest lucru este deosebit de rău pentru un amplificator audio, deoarece poate strica experiența de ascultare. O metodă mai puțin, să spunem, obstructivă este reglarea vitezei ventilatorului, astfel încât să existe o creștere treptată a vitezei pe măsură ce temperatura crește. Odată ce radiatorul trece de o anumită temperatură, ventilatorul funcționează lent pentru început. Acesta oferă de obicei suficientă mișcare aerului pentru a aduce amplificatorul înapoi la o temperatură mai scăzută. Dar dacă temperatura continuă să crească, ventilatorul va funcționa cu un ritm progresiv mai rapid până la viteza maximă. Alegând ventilatoare potrivite, acestea vor fi extrem de silențioase la viteze mici, iar temperatura poate fi de obicei controlată, să spunem, fără a face un zgomot care îl putem simți. Aici folosim ventilatoare controlate prin PVM. Sunt disponibile cu ușurință la o gamă largă de prețuri, încep de la doar câțiva euro și în general sunt silențioase la viteze mici. În acest video să vă prezint un circuit interesant, un circuit cu care putem comanda un ventilator sau mai multe. Și este un circuit foarte flexibil la care am adăugat câteva funcții interesante și este în special adecvat amplificatoarelor audio de putere. De exemplu, amplificatoarele de putere ar trebui să includă și o protecție pentru difuzoare, pentru a deconecta difuzoarele în cazul în care amplificatorul se defectează. Defecțiunile amplificatorului de putere pot distruge difuzoarele și chiar pot provoca un incendiu, mai ales dacă este vorba de un amplificator de mare putere. Acest lucru se datorează faptului că un mod obișnuit de defecțiune implică de asemenea un scurt circuit defectuos al unuia sau mai multor tranzistori de ieșire, ceea ce poate duce la difuzor întreaga tensiune DC. Asta înseamnă că orice difuzor conectat va fi distrus rapid. În cel mai fericit caz, bobina difuzorului se va arde fără alte deteriorări, dar un scenariu mai rău este ca conul difuzorului să ia foc și deja problema se complică foarte grav. E bine, în acest video vă prezint un circuit interesant, un controller de protecție al difuzorului, care poate comanda și niște ventilatoare, are și o alarmă și multe alte chestii interesante. Circuitul funcționează cu ventilatoare PVM cu 4 pini. Aceste ventilatoare au un control intern al vitezei prin impuls PVM, în care ciclul de lucru al formei de undă de la un pin de control este ajustat pentru a modifica viteza ventilatorului. La cicluri de funcționare scăzute, ventilatorul funcționează lent și crește în viteză pe măsură ce sarcina crește. Controlorul poate comanda până la 3 ventilatoare. Aceste ventilatoare PVM au 4 conexiuni, 2 pentru alimentare, plus 12V și 0V, una pentru reglarea vitezei și una pentru feedback-ul vitezei, este o detecție RPM.
Acestea sunt etichetate ca terminalele control și sense. Terminalul de detectare produce două impulsuri pe rotație a ventilatorului atunci când terminalul are un rezistor conectat la o sursă de 5V. Aceste impulsuri oferă informații despre viteza ventilatorului și în special dacă ventilatorul funcționează. Dacă rezistența nu este inclusă, ventilatorul va funcționa întotdeauna la viteza maximă când este aplicată alimentarea. Al patrulea pin este terminalul de control și este pentru semnalul PWM pentru a seta viteza ventilatorului. Semnalul PWM aplicat trebuie să furnizeze doar o cantitate mică de curent, deoarece nu antrenează direct motorul ventilatorului. Pe plan intern, fiecare ventilator include un circuit driver de motor care funcționează pe baza semnalului PWM aplicat. Am aici un asemenea ventilator. Acesta este un ventilator de la firma Be Quiet, Pure Wings 2. Este acel ventilator care se montează pe radiatorul procesorului pe la computere. Este foarte ieftin și foarte bun. Un asemenea ventilator costă undeva pe la 8 euro aici la mine și este foarte, foarte silențios. Chiar la viteză maximă se aude foarte, foarte puțin, da? Acum am conectat doar plusul și minusul ventilatorului. Iar dacă pornesc sursa acum, ventilatorul pornește direct la viteza maximă. Și acum hai să vă prezint și cum funcționează cu ceilalți pin, să controlăm viteza. Iar acum am conectat la pinul 3 o rezistență care duce la plus. Și am conectat la pinul de control, adică pinul 4, generatorul de semnal, unde am pus un semnal cu undă pătrată și voi regla acum doar din generatorul de semnal duty cycle. Iar acum, dacă pornesc tensiunea, ventilatorul nu mai pornește la viteza maximă, da? Și fiți atenți, dacă deconectez acum semnalul PWM, va porni la viteza maximă. Dacă conectez acum semnalul PWM, hop, se încetinește. Și acum, de exemplu, dacă modific duty cycle, hai să-l punem la 10%. Deocamdată nu cred că observați voi vreo diferență. Dar acum voi crește 20%. Și vedeți, sunt acum la 80% și deja se simte că viteza a crescut. Sunt la 90%, da? Și acum l-am dus la maxim. Sunt la un duty cycle acum de 99%. Acum scade înapoi. Deci vom avea nevoie de un controller pentru comanda unui astfel de ventilator sau chiar mai multe ventilatoare, în cazul ăsta 3. Iar deoarece vreau să folosesc acest circuit într-un amplificator audio, va avea și câteva opțiuni în plus care sunt relevante pentru aplicația mea. Și anume, de exemplu, un releu pentru deconectarea difuzoarelor. Un sistem de alarmă în caz de ceva nu se întâmplă, nu funcționează. De exemplu, să presupunem așa prin absurd că toate cele trei ventilatoare nu mai funcționează, da? S-au stricat, da? Trebuie să mă avertizeze ceva că ventilatorul nu mai funcționează. Circuitul care vi-l prezint funcționează la o sursă de tensiune de 12V cu un consum de curent care se apropie de 750-800 de miliamperi în funcție de tipul de ventilator și de câte sunt utilizate. Hai să trecem direct la descrierea schemei. Bineînțeles, un asemenea circuit îl putem realiza foarte simplu cu un microcontroller. Probabil mulți se așteaptă la un Atmega sau ceva asemănător, dar
După cum se vede și la Mauser, cam este criză de componente. Da? Am scăpat de o criză cu corona, acum vine criza cu războiul și dacă îi spun să-mi arate toate ATMEGA-urile care le are pe stoc acum, sunt zero. Nu se mai găsește nimic. Așa că recurgem la altă soluție, ieftină, foarte bună, chiar mai bună, și anume cu un PIC. După cum se vede, întregul circuit este bazat pe microcontrolerul PIC16F1459 și folosim un microcontroler deoarece avem de monitorizat mai multe aspecte. De exemplu, trebuie să monitorizăm mai multe intrări. Două termistoare, de exemplu, pentru măsurarea temperaturii, două tensiuni de ieșire a amplificatorului, o intrare de curent alternativ de la un transformator de putere. Iar această intrare de curent alternativ este folosită pentru a detecta când amplificatorul este pornit sau oprit. O să înțelegeți imediat și de ce. De asemenea, are trei intrări analogice conectate la niște semireglabile pentru a seta parametrii de control ai temperaturii, plus trei intrări digitale cu un senzor de frecvență pentru monitorizarea ventilatorului. Microcontrolorul produce semnale de ieșire pentru acționarea unei alarme. Avem aici conectat un difuzor piezoelectric. Totodată, microcontrolorul comandă și indicatoarele LED pentru fiecare ventilator și un driver de releu, releu și indicator LED. De exemplu, putem conecta aici un releu care, în circunstanțe normale, va porni după aproximativ 6 secunde de la pornire. Aceasta conectează ieșirile amplificatorului la difuzoare. Aici conectăm termistor de tip NTC, iar termistorul se conectează la intrarea analogică de la pinul 7 a microcontrolului și pinul 8 pentru un al doilea termistor, deci putem să folosim un termistor sau doi sau deloc, dacă nu dorim asta. Fiecare termistor se conectează între masă, adică linia de 0V și pinul de intrare cu un rezistor de 10 kΩ la sursa de 5V. După cum sugerează și numele, NTC, termistorii sunt cu coeficient negativ de temperatură, adică scad în rezistență odată cu creșterea temperaturii. Termistorii utilizați sunt de 10 kΩ la 25 de grade Celsius, așa că împreună cu rezistența de 10 kΩ, acestea dau 2,5 V DC la 25 de grade Celsius. Pe măsură ce temperatura crește, această tensiune scade. Rezistența și, prin urmare, tensiunea față de temperatură nu este liniară. Urmează o curbă exponențială. Valoarea beta termistorului este de undeva pe, în cazul de termistorul care l-am folosit eu, este de 3970, ceea ce ne permite să calculăm rezistența așteptată și, prin urmare, tensiunea la diferite temperaturi. În programul microcontrolorului este stocat un tabel precalculat cu valori de la 0 grade la 100 de grade Celsius. Și anume se convertește tensiunile în valori digitale de 8 bits folosind convertorul intern analogic digital ADC și apoi utilizează tabelul de căutare pentru a converti valoarea în temperatură. Temperaturile sub 0 grade Celsius sunt tratate ca și 0 grade Celsius și, în mod similar, temperaturile peste 100 de grade Celsius sunt tratate ca 100 de grade Celsius. În cazul aplicației mele, bineînțeles, nu este relevant temperatură mai mare de 100 de grade Celsius pentru mine, deoarece ajunge tranzistorul la 100 de grade Celsius, l-am pierdut, da? Când două termistoare sunt conectate la placă, se utilizează cea mai mare temperatură a fiecărui termistor. De exemplu, pentru un amplificator stereo cu două radiatoare, viteza ventilatorului și alte aspecte vor fi determinate de oricare dintre acestea este mai fierbinte.
Dacă se folosește un singur termistor, intrarea neutilizată este lăsată liberă, iar rezistența menține intrarea la 5V. Acest lucru asigură că intrarea neutilizată va avea o temperatură mai scăzută. Aceste trimere sau semireglabile sunt pentru a seta modul în care doriți să fie controlate ventilatoarele. Setarea tensiunii la fiecare semireglabil este direct legată de temperatura în Kelvin, iar o diferență de 1 Kelvin este echivalentă cu 1 grad Celsius, dar 0 grade Celsius este 273,15 Kelvin. Deci pentru a converti Celsius în Kelvin, adăugați pur și simplu 273,15 și pentru a converti Kelvin în grad Celsius, scădeți aceeași valoare. Conversia de la tensiune la temperatură în circuitul nostru este de 10 mV pe Kelvin. Deci, o setare de tensiune de 2,73 V setează o temperatură de 273 Kelvin, care este 0 grade Celsius. Pentru alte temperaturi, adăugăm valoarea în Celsius necesară la 273, împărțim la 100, apoi ajustăm pentru acea tensiune. De exemplu, pentru o setare de 50 de grade Celsius, trebuie să obțineți 3,23 V, 273 plus 50, împărțit la 100, la punctele de pe placă TP1, TP2 sau TP3. De fapt, cu semireglabelul 1 ajustăm pragul, adică care este cea mai scăzută temperatură la care ventilatoarele încep să funcționeze, iar punctul de testare TP1 poate fi folosit pentru a verifica această setare, adică pur și simplu măsurăm tensiunea între punctul ăsta și masă. Tensiunea de la pinul 9 al microcontrolului este convertită la o valoare digitală de 10 bit și apoi la o valoare a temperaturii în grade Celsius. Cu semireglabilul 2 setăm intervalul de temperatură în care ventilatoarele rulează de la ciclul de lucru minim până la maxim. De exemplu, dacă setați un prag de 50 de grade Celsius și un interval de 10 grade Celsius, semireglabilul 2 ajustat pentru 2,83 V, atunci ventilatoarele vor începe să funcționeze la ciclul de funcționare minim când temperatura termistorului atinge 50 de grade Celsius. Ciclul de funcționare va crește, adică mă refer la duty cycle, va crește liniar pe măsură ce temperatura crește, până chiar peste 60 de grade Celsius, unde vor funcționa apoi la viteză maximă. Cu semireglabelul 3 setăm pragul de alarmă de supratemperatură și putem monitoriza această setare la TP3, la test point 3, adică și aici măsurăm o tensiune între punctul ăsta și masă. Ori de câte ori temperatura măsurată este peste această setare, care o punem la semireglabelul 3, se va declanșa alarma piezo și va opri releul care conectează difuzorul. Deconectarea difuzorului permite amplificatorului, bineînțeles, să se răcească, deoarece nu mai este sub sarcină. Când această alarmă se stinge, ventilatoarele sunt setate la viteza maximă, dacă nu sunt deja, pentru a răci amplificatorul, iar funcționarea obișnuită nu se rea până când temperatura scade cu 4 grade Celsius. Circuitul mai are câteva funcții interesante, și anume monitorizează partea de alimentare a amplificatorului, adică partea de curent alternativ, partea AC, precum și tensiunea DC de ieșire a amplificatorului. Avem aici la conexiunea 4, la COM 4, tensiunea de alimentare AC, care merge la intrarea analogică, AN4 la microcontroller, la pinul 16, în timp ce ieșirile amplificatorului merg la pinul 15 și pinul 14. Detectarea de AC se face prin redresarea semiunda a tensiunii din secundarul transformatorului. Dioda de 5 redresează curentul alternativ, iar tensiunea rezultată este alimentată printr-un filtru
trece jos, uitați-vă la lecțiile anterioare din cursul de electronică, care cuprinde un rezistor de 47 de kΩ și un condensator de 2,2 microfaras. Fără tensiune de curent alternativ, intrarea analogică de la pinul 16 al microcontrolului este menținută la 0V prin intermediul rezistenței pull-down de 47 de kΩ. Când se aplică cel puțin 9V curent alternativ, tensiunea la pinul 16 va depăși 2,5V. Această tensiune este limitată la 4,7V de către dioda Zener de aici. Constanta de timp pentru filtrare a fost aleasă pentru a asigura eliminarea suficientă a unei tensiuni de ondulare din AC-ul rectifical, minimizând în același timp perioada de detectare. Ieșirile amplificatorului sunt monitorizate prin perechi de rezistență de 47 de kΩ care limitează curentul alimentat în circuit. De asemenea, acționează pentru a schimba nivelul semnalelor de ieșire de la amplificator la un nivel mediu, DC, de exemplu, de 2,5 V. Doi condensatori de 10 microfarade în combinație cu aceste rezistențe filtrează semnalul AC de la amplificator, lăsând doar nivelul DC. Am setat pragul de detectare asupra tensiunii de ieșire a difuzorului la 2V. Deoarece perechile de rezistențe de 47 de kΩ împar nivelul semnalului la 2 și adaugă 2,5 V, intervalul normal de tensiuni la pinii 14 și 15 a circuitului microcontrolului este între 1,5 V și 3,5 V. Orice lucru, să spunem, orice lucru în afara acestui interval indică o defecțiune DC în amplificator. Condensatorii de 10 microfarad sunt cu adevărat eficienți doar la eliminarea AC pentru frecvențele semnalului de peste aproximativ 100 de Hz. Sub această frecvență, din ce în ce mai multă tensiune AC va fi prezentă la intrări. Nivelul tensiunii AC depinde și de nivelul de ieșire al amplificatorului, astfel încât la frecvențe joase, apropiate de, să spunem, 20 de Hz, poate depăși pragul de detectare a offset-ului, în special la amplificatoarele de mare putere. Și aici este un pic problematică treaba, deoarece orice circuit standard de detectare a decalajului care utilizează tranzistori, să spunem, va opri releul ori de câte ori semnalul AC depășește limitele. Pentru a evita acest lucru, filtrarea trebuie mărită prin utilizarea unui condensator mai mare de 10 microfarads. Dar, cu toate acestea, creșterea condensatorului de filtru va crește de asemenea întârzierea de la detectarea inițială a offset-ului de la amplificator și oprirea releului. Iar acest lucru nu este deloc ideal, deoarece difuzoarele trebuie deconectate de releu cât mai repede posibil dacă există o defecțiune. Deoarece aici utilizăm un microcontroler, soluția mai bună este, bineînțeles, să apelăm la logica software pentru a determina dacă există o defecțiune DC sau doar o tensiune alternativă de nivel înalt. Forma de undă este eșantionată de aproximativ 1000 de ori pe secundă și ori de câte ori pragul de tensiune de offset este depășit, este pornit un timer de 75 de milisecunde. Dacă tensiunea de offset detectată scade în limitele pragului de tensiune de compensare în această perioadă, nu există un decalaj DC, astfel încât releul nu este oprit. Deci, microcontrolul detectează ceva, este și normal, stă un pic pe gânduri, bă, o fi DC sau nu o fi DC? Și dacă în acest timp scade, atunci tot este în ordine. Dacă nu scade, atunci intră în acțiune. Deci, dacă tensiunea offset este încă văzută la sfârșitul perioadei de timeout, atunci releul intră în acțiune și, bineînțeles, alarma sună. Diodele Zener ZD1, ZD2 limitează tensiunile la condensator. De exemplu, se poate întâmpla dacă circuitul este conectat la un amplificator și microcontrolerul nu este introdus în soclul său. Da?
și este bine să fie această limitare. Iar, de exemplu, când IC1, adică microcontrolul, este în circuit, diodele de protecție internă vor limita tensiunea de intrare. Rezistoarele de 2,2 kΩ limitează și mai mult curentul către diodele de protecție din microcontroler. Aici folosim Zener de 15 V, în ciuda faptului că sursa este de 5 V, din cauza curentului de scurgere. O diodă Zener de 15 V cu, să spunem, până la 5 V aplicat, va conduce doar aproximativ 0,05 microamperi în comparație cu 100 de microamperi sau mai mult pentru o diodă Zener de 4,7 V la doar 1 V. Acest curent de scurgere a afectat drastic tensiunea de jumătate de alimentare stabilită de perechile de rezistență de 47 de kΩ, care provoacă doar un flux de curent de 53 de microamperi în condiții de repaus. Aici e important dacă, de exemplu, numai una dintre aceste două intrări este folosită, da? De exemplu, știu, folosiți doar un amplificator cu un singur canal, atunci intrarea care nu o folosiți trebuie să fie legată la 0 V, altfel va fi detectată ca o defecțiune DC. Microcontrolul este capabil să controleze și alarma, și anume avem aici acest traductor piezo care se conectează extern. Este conectat la pinul 11 al microcontrolului printr-un rezistor de 220 de ohm, iar acest rezistor face parte dintr-un filtru trece jos pentru a reduce duritatea și volumul la un nivel mai puțin, să spunem așa, perforant, să nu spargă urechea. Aici filtrarea utilizează capacitatea traductorului pentru a filtra unele dintre armonici din una pătrată. Frecvența de antrenare este de aproximativ 3,9 kHz și este produsă în rafale de 264 de milisecunde la fiecare 2 secunde, atâta pentru alarmele de supratemperatură, cât și pentru offsetul amplificatorului. Circuitul este capabil și pentru a comanda niște relee. Acestea sunt comandate prin tranzistorul Q1. De exemplu, un nivel ridicat la ieșirea RB7 a microcontrolului, aplicat la baza acestui tranzistor, activează releul sau releele. Aici avem și dioda D6, care previne o tensiune inversă de înaltă tensiune atunci când bobina releului se oprește, prevenind astfel deteriorarea tranzistorului. Aici aveți și o schiță de conectare a releului și difuzorului la amplificator și la protecție. Ar fi încă foarte multe de spus. Aș putea să mai povestesc încă 3 ore despre acest circuit, care poate fi realizat după bunul plac, poate fi echipat cu mai multe funcții. Este foarte, să spunem, foarte util acest pic. Îl putem folosi în foarte multe aplicații interesante. Hai să trecem un pic de la teorie și la partea practică, să vă prezint montajul și să vedeți cum funcționează. Aici am circuitul. După cum vedeți, este o plăcuță foarte micuță. Așa, aici am făcut niște legături, și anume, deoarece acum nu-l conectez la niciun amplificator, ieșirile amplificatorului sunt conectate la masă. Am conectat aici doar un difuzor micuț, piezo electric, aici va veni alimentarea, intrarea aceste conectat la plus, și aici am conectat așa rapid 2 termistori, sau puteți să folosiți numai unul dacă vreți, iar aici putem conecta 1, 2 sau 3 ventilatoare. Acum, prima dată voi alimenta circuitul fără ventilator. Și veți vedea că alarma va suna pentru că nu detectează niciun ventilator. LED-urile se aprind. Este căutat, să spunem, ventilatorul.
Și alarma sună, n-a găsit ventilatorul. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să folosim ventilator, putem să ocolim și chestia cu ventilatorul. Am vrut doar să vă arăt și această opțiune, pentru că este importantă, în special, eu știu, la un amplificator sau la un alt sistem care se încălzește. Eu știu, dintr-o oarecare motiv nu mai pornește ventilatorul, nu funcționează, te anunță. Da? Acum voi conecta un ventilator, așa, și pornesc din nou circuitul. Acum l-am setat într-așa fel încât să se învârtă la o viteză foarte mică, produce un pic de vânt. Aceste ventilatoare de la Be Quiet sunt chiar foarte faine, foarte faine și ieftine. Sunt și mai performante ca astea, dar sunt mai scumpe. În fine, iar acum voi îmi luminează aici, că aici am conectat un ventilator, așa, de exemplu. Dacă conectez acum în mijloc, pornim circuitul, el acum prima dată va recunoaște ventilatorul, programul de microcontrol va recunoaște ventilatorul, îi testează viteza maximă, așa, și după ce a testat viteza maximă, rămâne stabilizat la cât l-am reglat eu, deci din semireglabile. Și acum este în funcțiune. LED-ul de aici semnalizează că sunt conectate releele. Nu știu dacă vedeți voi în video. Așa. Și acum voi încălzi cu stația de lipit cu aer cald termistorul și veți vedea că alarma va suna la un moment dat, ventilatorul se învârte mai repede și așa mai departe. Voi încălzi acum asta și voi sufla cu suflanta, aici am suflanta, spre termistor și veți auzi că alarma va suna mai tare și ventilatorul se va învârti mai repede. Și deja alarma sună și ventilatorul a pornit să se învârtă mai tare. Iar acum dacă opresc, și las să răcească, punem ventilatorul așa să răcească, își revine înapoi, se aprinde becul, LED-ul, releele sunt conectate și tot este în ordine. Deci este foarte, foarte util. Este special conceput pentru amplificatoare audio, adică vreau să am și protecția DC la ieșire pentru difuzoare, am și o alarmă, dacă știu mă duc cu amplificatorul la party și cineva a pus mileul cu peștele pe amplificator și nu are aerisire bună, mai am o alarmă care mă poate ajuta să îmi dau seama că ceva nu e în ordine, am trei ventilatoare, pot să pun unul pe un amplificator, unul pe altul, un amplificator și încă un, să spunem, suplimentar, încă un ventilator pentru toată carcasa. Da? Ideal este să folosiți astfel de termistoare care le puteți conecta, le puteți înșuruba sau prinde cu șurub, cu piuliță pe radiator și sunt foarte, foarte utile. Pentru abonații canalului prin Join de la Constructor în sus, am pregătit deja toate informațiile într-o mică broșură, datele Gerber ale circuitului și fișierul HEX cu programul microcontroller. Cine nu dorește să se complice cu abonamente pe la YouTube, poate găsi pe pagina mea
protecția pentru boxe, PDF plus Gerber plus Hex, iar cine este om bogat poate cumpăra un kit complet de pe pagina din Germania. Montajul complet echipat cu costă 50 de euro, cu două termistoare, cu două relee, dar nu este inclus un ventilator, asta puteți să vi-l cumpărați voi singur. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să vă cumpărați dacă vă place să construiți. Schema o aveți și în video. Programul de microcontroler nu este chiar așa greu. Dacă căutați pe Google, o să găsiți zeci de coduri cu cum programați un microcontroler pentru comanda unui ventilator sau mai multe în funcție de temperatură. Eu acest circuit îl voi folosi într-un amplificator care îl realizez pentru un client și o sursă de alimentare de putere, care este și liniară și are nevoie de răcire suplimentară. Cam atât a fost în acest video. Când voi termina și cu amplificatorul, de fapt am filmat câteva videouri, dar când am să termin, mai am de lucru un pic, de fapt un pic mai mult. Atunci am să fac un video și am să vă explic și cum am montat protecția și alte circuite interesante. Da? O să vă placă, o să vedeți. Da, bun. Aici mă opresc și ne auzim într-un alt video. La revedere! Nu uitați, constructorii au acces direct la toate schemele și fișierul Hex și Gerber și așa mai departe. Cine nu vrea să se complice cu constructor sau cu abonamente pe la YouTube, poate găsi informația la mine pe pagina web din România, electronic-club.com sau electronic cu K-club, tot cu K.de, poate găsi kitul electronic complet sau aveți schema în imagine și restul depinde de voi. Numai bine, la revedere! Ciao!